În județul Mehedin, situația epidemiologică s-a îmbunătățit. Cazurile de COVID-19 au scăzut foarte mult în ultima perioadă, ceea ce înseamnă că situația se află sub control. În ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de COVID-19. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 0 infectări la nivelul județului, dintre care 405 și-au pierdut viața. În acest moment, după o lungă perioadă în care secțiile ATI au fost pline, iar cazurile de îmbolnăvire creșteau de la o zi la alta, putem spune că situația este foarte bună. Situația epidemiologică din județul Mehedin de astăzi, 23 iulie, este următoarea. 266 persoane se află carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. În ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri de COVID-19 sau decese. Precizăm că de la începutul pandemiei, în județul Mehedin au fost înregistrate 8339 persoane cu COVID și 405 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedin este de 0. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în Mehedin a ajuns la 0,0, iar județul este în scenariul verde.